Noi critici din partea președintelui Maia Sandu la adresa Procuraturii Generale, lipsa unei strategii clare de recuperare a banilor din frauda bancară, care trebuie elaborată de instituție, ne privează de 50 de milioane de euro, o tranșă din asistența macrofinanciară din partea UE. Cel puțin asta susține șeful statului, care a discutat la Kiev cu vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. Potrivit unui comunicat al președinției, pentru debursarea acestor bani, țara noastră a îndeplinit aproape toate obligațiile. Singura condiție pentru obținerea acestei tranșe, unde nu avem progres suficient, este existența unei strategii clare de recuperare a banilor în frauda bancară, ce urma să fie elaborată de procuratură, se arată în comunicat. Procuratura Generală nu a venit deocamdată cu o reacție la declarațiile Maia Sandu. Ofițerul de presă al instituției Maria Vieru nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la mesaje. Am încercat să obținem informații și de la guvern dacă există un termen limită pentru elaborarea acestei strategii de către Procuratura Generală, dar purtătoarea de cuvânt a premierului, Anastasia Taburceanu, ne-a spus că va oferi un răspuns mai târziu.